poate vom vedea imediat și dacă, iată, este și pierzătoare această strategie. Din Dan, 45%, Gabriela Firea, 24%, rezultate extrem, extrem de clare, aș putea spune, o marge de eroare de plus, minus 3% și 5%, dacă ar fi, deja ne, dăm, ne, ne uităm către niște rezultate extrem de uh, tranșate. Și PSD PNL 54%, aur, 14%, vedem imediat cum se așează și celelalte partide politice, pentru că este ora 22 deja. Putem să vorbim despre toate aceste rezultate. Este elocvent și modul în care au primit aceste date candidații sau reprezentanții marilor partide. Gabriela Firea cu lacrimi în ochi, Nicușor Dan îl vedem, zâmbește și vom vedea care vor fi declarațiile lui. Marcel Ciolacu se pregătește și el să ofere un discurs și să spună cum se poziționează Partidul Social-Democrat sau poate chiar Alianța PSD-PNL după aceste alegeri.